Și invit acum în scenă câștigătoarea trofeului din această ediție. Aș vrea să vă mărturisesc că mă încearcă o emoție deosebită, deoarece după 7 ani de concurs tradiții silvane, trofeul revine la Șineu. Ne-am mai îmbogățit tezaurul nostru local, al frumosului nostru oraș, cu încă un trofeu. Înseamnă foarte mult pentru noi, pentru toți locuitorii, și înseamnă foarte mult pentru mine personal, ca și profesor. O invit în scenă pe Daliana Lazov. Sunt foarte emoționată că am făcut ca trofeul să rămână acasă și acesta a fost un vis de-al meu încă de mică, care s-a împlinit cu ajutorul Bunului Dumnezeu și a doi dascăli, doamna profesoară Neaga Cornelia și doamna Neaga Gabriel, care mi-a dat acest trofeu. M-au îndrumat pe acest drum încă de mică și au devenit pentru mine o a doua familie. Aș vrea să le mulțumesc și să le transmit tot respectul și să vă spun încă o dată că vă iubesc. Sincere felicitări și eu sunt sigură, sunt absolut sigură, Daliana va reuși să facă și să spună foarte mult în folclorul nostru al zonei Bacăului. O cunosc de atâția ani, de 7 ani lucrez cu ea, dacă nu mai bine. Este primul trofeu, Daniela, este primul trofeu și acesta acasă, ceea ce este foarte greu de obținut. Felicitări! Mulțumesc jurăților care au făcut această apreciere, dumneavoastră, spectatorilor și părinților mei că mă susțin și sunt alături de mine. Și, bineînțeles, cărora le-am mulțumit pe tot parcursul și spuneam de acest minunat parteneriat și de această școală altfel, pentru că vreau să vă mărturisesc în aceste 2 zile, în așa fel am conceput concursul, ca tinerii, cei care participă în concurs, să cânte tinerilor din orașul nostru. A fost un parteneriat și o reușită, spun eu, și felicit încă o dată toți colegii mei profesori din toate zonele care au venit cu încredere la Șimleu. Dragul mic în pupumaci mă, dragoste-chinioară-re-măi.
șezut, dascule, da bine, cât o fost badea cu mine. Și nu știu